Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. Este vineri și stăm de vorbă despre etapa de play-off care stă să înceapă și facem aici un semn ca să preia colegul Dacian intro-ul de astăzi. Zi cum ai zis astăzi înainte avem să intrăm. Invitați pe colegul nostru Ionuț și pe colegul Dacian. Tu în calitate de alist bunii mei dragi, nu? Prieteni, cum spune? Nu așa spune? Să vă laud, să vă drăgălesc, să vă zic ce mai faceți, că mă interesează de voi și de viețile voastre. Foarte frumos din partea ta. Oricum avem ce să discutăm astăzi. Trei meciuri, dar trei meciuri importante. Trei și bune, cum ar fi. Trei și bune, da. Trei și bune. Chiar că foarte bune. Gândindu-ne că sunt cele mai șase bune. Cele mai șase dintre bune, șase. Dintre toate șase. Bine, te-am regăsit, Alice. Da. Este play-off-ul de anul trecut, așa cum anticipam. La ce n-ai fost aproape, n-ai fost la mâna ta în ultima etapă, dar până hai la că am fost totuși chiar la mâna mea. Da. Cum au fost rezultatele exact, la dacă ai fi bătut, exact, dacă ai fi simpatic. Bătut, sibienii tăi dragi ar fi prins în extremis play-off. Da. Din dar au avut și cel mai greu meci. Au avut și cel mai greu meci, corect. Dar au jucat foarte bine. Da, poate la impresia artistică ar fi meritat să fie acolo. Eu cred că așa, dacă ne luăm și după ansamblu din prima etapă până în ultima etapă, sincer, pe mine nu m-a dezamăgit Hermannstadt. Nu, ca joc a arătat ca o echipă care vrea să câștige. Parcă pe la mijlocul campionatului, dacă nu mă înșel, au avut așa 3-4 meciuri în care nu au reușit să câștige. O singură problemă față de anul trecut au avut aceea, nu au mai câștigat în deplasare. Asta este foarte grav în momentul în care dorești să prinzi primele șase locuri. Trebuie să aduci puncte și puțin, de afară. Au avut puțin și ghinion. Dacă ne două meciuri, da. Două meciuri sau chiar, dacă nu mă înșel, chiar vreo trei meciuri au ratat odată în minutul 90 sau 91, 11 metri. Au primit un... Au primit, exact. Au fost egalați de voluntar, dacă mi-aduc bine aminte, din tot penalti, da. Din minutul 90 sau 91. Vezi, cu punctele alea două, era un play-off. Da. Asta... Pentru că toată lumea apropo spune... de diferențele exact. Mici, știi? Și ce de... înseamnă să nu tratezi un meci până în ultima clipă, Alice? Pentru că penaltiul ăla vine de nicăieri la voluntari, este o greșeală pe care o face acolo în marginea careului și de acolo se schimbă soarta unei echipe și, bineînțeles, a unui sezon. Pentru că altfel ai fi avut 5 meciuri cu granzii acasă la Sibiu, alte emulații, alte încasări, alte venituri. Da, până la urmă vezi mentalitatea aceasta a fotbalistului român de a nu trata toate meciurile până la ultima suflare. De multe ori costă. Lecție, să-i spunem așa, corect. Pentru următorul sezon, pentru echipele care vor să fie, iată cum vedem pe clasament în momentul de față, în primele șase, pentru că automat, dacă nu tratezi fiecare etapă cu seriozitate, poți să pierzi unul dintre cele două locuri care pot fi puse la bătaie, așa cum am avut sezonul acesta, pentru că până la urmă au fost două locuri de care puteau să profite și alte echipe, dar ce să facem? Unii mai norocoși ca alții, unii mai pricepuți ca alții, asta e. Hai să vorbim despre cei care au prins cele șase locuri și, bineînțeles, care dau bătălia pentru podium, pentru... Cupele europene. Exact, pentru ce mize sunt puse în joc de data aceasta, pentru că sunt foarte importante și automat nu cred că deranjează pe nimeni niște bănuți în plus la buget și, de ce nu, un titlu în Parmales. Vorbim de Rapid, care întâlnește astăzi Farul Constanța și automat, acum văzând diferența care este între Rapid și FCSB, clar ar trebui să aibă un pic altă foame de puncte, astfel încât să-și reducă din diferență, să o depășească, de ce nu? Acum știm cu toții pe Gică Hagi, eu cred că toate meciurile, nu cred, sunt ferm convins că toate meciurile se joace la victorie. 100%. Totuși sunt 10 puncte. 22 și 32, nu? Corect. Da. Amândouă 5 și 6, cele de pe locul 5 și 6 au 22 de puncte. Da. Sunt 10 puncte. Sincer, mie mi-ar plăcea să se strângă și mai mult campionatul, să câștige și locul 5 și locul 6. Să existe totuși o competitivitate până spre final. Exact, da. Uite, Farul, după foarte mult timp, termină campionatul cu golaveraj negativ, Dacian. Are 37 de goluri marcate, 38 primite, lucru care rar s-a întâmplat. Farul era construită și recunoscută pentru faptul că și dacă primea, reușea să marcheze mai mult. Ei, iată că anul acesta are mari probleme ofensive și l-auzeam pe Cifria Marica spunând că există posibilitatea să ne așteptăm la o surpriză din partea lui Gheorghe Hagi în acest play-off. Care crezi că ar putea fi surpriza? Să joace cu tineri. Și atunci întrebarea mea către tine e,
ar putea să strice puțin play-off-ul o astfel de abordare? Sau nu cred, pentru că sunt convins că Gică Hagi nu o să introducă în teren 6 tineri. Automat o să introducă în teren maxim 2. Corect. Da? Iar eu cred... Nici nu cred că are mai multe eu vârfuri cred... în momentul de față, pentru eu că cred... nu-i bagă pe toți deodată. Știi că foarte bine, de fiecare dată, vârfurile sunt cele care joacă. Sau mijlocași. Nu, mă refer vârful de generație. A, vârful de generație. Exact, exact. Da, dar eu cred că la Gică Hagi acolo în pepiniera dânsului, da. Cred că are minim 5-6 jucători care poate să-i arunce în Liga 1 să joace. Și este un prilej bun, mi se pare normal, da? Pentru că, până la urmă, cu toții știm Academia lui Gică Hagi, știm foarte bine că mereu și-a promovat tinerii. Și ce s-a livrat ulterior către Liga 1 și nu numai? Păi, cred că sunt peste 20 de jucători care, cred că dacă facem acum jucătorii de la echipa națională, da? Da. N-am așa... Au trecut pragul Academiei. Cred că jumătate din ei cred că au trecut pe la Gică Hagi. Fără discuții. Nu? Într-adevăr, așa este. La asta spun. Dar știi că au mai fost momente în care a existat acel gap între generații, adică o generație în care n-a mai venit cu nimic. Știi când a venit antrenorul spaniol, după care a venit Mircea Reni, când s-a retras pentru un moment Gheorghe Hagi, atunci a fost o perioadă de 2 ani în care generația care trebuia să vină și să acopere jucătorii plecați nu a mai performat. Da, dar e și greu să introduci în primul 11, corect, nu știu, 5-6 juniori. E mult mai ușor când bagi, punctul de vedere, 2, maxim 3, da, în primul 11. Hai că revenim un pic și la cei de la Farul Constanța, să stăm de vorbă și despre Rapid. Îl avem prin telefon pe Ion Manu cu multă bucurie, să spunem așa. Domnule Manu, stăm de vorbă despre partida care urmează pentru echipa pe care ați reprezentat-o și pe care încă o aveți la suflet. Ce faceți? Să rămână bună seara, bună seara și dumneavoastră și celor doi invitații, mai ales că pe Dacian îl cunosc foarte bine. Bună seara, bună seara! Da. Ce să spun de partida din această seară? Este o partidă tipic play-off-ului, o partidă dificilă, așa cum eu ce am văzut până acum, toate partidele din Superliga au fost partide bune, dificile, dar... Să dau frâul liber subiectivismului, eu cred că o să câștigăm în seara asta. Cu toate că Dacian a spus că Gică Hagi o să joace play-off-ul doar la victorie, aș vrea să-l întreb, Daciane, care antrenor din Superliga n-ar vrea să joace toate meciurile la victorie? Nu există un antrenor, aveți perfectă dreptate. Orice antrenor își dorește să câștige. Eu n-am, asta și vorbeam săptămâna trecută, eu cât am fost fotbalist, niciodată n-a intrat un antrenor în vestiar să spună astăzi jucăm la egal. Nu, nici eu nu cred că ți-am cerut asta, nu? Niciodată, asta am spus. Nimeni niciodată nu... Doar că, cum îl știm cu toții pe Gică Hagi, eu cred că o să-i motiveze să... Pentru că o să arunce în luptă și copii care nu prea au mai prins primul 11 sau n-au fost așa mult în Liga 1. Și este o oportunitate bună pentru ei să demonstreze. Da, bineînțeles. Oricum, ai avut dreptate. Ai avut dreptate vis-a-vis de Academia lui Gică. A făcut foarte multe lucruri pozitive vis-a-vis de tinerii jucători. Așa că o să vedem în seara asta, probabil, tinerețea echipei lui Gică și deja experiența acumulată în ultimele meciuri ale jucătorului lui Bergodi. Bună seara, domnul Manu, Ionuț Florea sunt. Vreau să vă întreb, cum vi se pare această campanie de transferuri făcute de Rapid în iarnă, axându-se exclusiv pe piața aceasta kosovară, care până la urmă pare că dă rezultate? Bună seara, Ionuț. Cum să mi se pară? O activitate normală după ce a intrat în horă domnul Șucu, mi se pare o activitate normală și chiar s-a văzut pozitivitatea acestor transferuri. Așa că și stați liniștiți că or să mai urmeze și alte surprize vis-a-vis de transferuri. Uite-ne... Așa că dacă și cred că se poate întâmpla orice în acest play-off anul acesta, la anul o să fim și mai puternici.
Uitându-ne puțin cum arată această diferență de 4 puncte și dând startul acestui play-off care este compus din doar 10 etape, credeți că poate fi remontada? Poate fi acoperită această diferență și, bineînțeles, Rapidul chiar să treacă pe primul loc? Dar am mai spus, remontada poate să fie nu numai din partea Rapidului, remontada poate să fie din partea tuturor celor 5 din urma, din spatele stelei. Așa că la 10 puncte diferență între primul loc și ultimul și locul 6 din play-off, așa cum se întâmplă și în play-out, locul 7 cu ultimul loc, aceeași diferență de puncte de 10 puncte, deci se poate orice. Important, cel mai important lucru cred că în acest play-off și în acest play-out este și jocul rezultatelor care vor fi. Vedeți, pentru că noi aveam ce-i drept un mic joculeț aici în platou vis-a-vis de echipele care vor fi în play-off sezonul acesta și ați fi văzut pe o altă echipă care se acopere una dintre cele 6 poziții? Care o altă echipă? Că n-am înțeles. O altă echipă dintre cele care nu au reușit să acopere una dintre cele 6 poziții, pentru că știm bine, am avut 5 partide, dintre care oricine putea să fie acolo pe una dintre... Vis-a-vis de, o să vă răspund și la întrebarea asta. Vis-a-vis de întrebarea asta, aș vrea... Eu n-am înțeles o singură chestie și mă întreb de ce oare cei de la Liga Profesionistă de Fotbal și, bineînțeles, televiziunile, că televiziunile sunt cam sursa principală de venit în fotbal... De ce nu au căzut de acord ca aceste, de exemplu, 3 partide, în fiecare etapă 3 partide să se joace în aceeași zi și la aceeași oră, ca să nu mai creăm discuții, vezi, Doamne, de ce Rapidul joacă primul meci și Steaua ultimul meci din această primă etapă sau și la celelalte din play-out la fel. Dar asta e situația, că se creează un precedent totuși și multe discuții după aia. Iar de ce spuneți noastră, ce mi-a spus noastră de Universitatea Cluj, vă referiți și să știți că oricare deci de la Sepsi cu 22 de puncte, urmând Universitatea Cluj cu 21 și celelalte mai jos, cele de mai jos din play-out puteau și ele, tot prin jocul rezultatelor, să ajungă în play-off. Ați jucat 10 ani pentru Rapid, domnul Manu, o perioadă extraordinară în istoria clubului, dar niciodată în istoria Rapidului nu s-a întâmplat ca echipa giuleșteană să bată într-un sezon în tur și în retur atât pe FCSB, fosta Steaua, cât și pe Dinamo. Arată în momentul de față o forță echipa giuleșteană? Da, să știți că nu numai prin faptul că a câștigat de 3 ori contra FCSB-ului este o forță, a devenit o forță și este o forță prin numele pe care îl afișează, pe care îl reprezintă. Deci, și mi-a furat un an, vă rog, din activitatea mea de la Rapid ca jucător, da? Nu sunt 10 ani și ai 7-7-7? Ca jucător, zic. Și ai 7-7-7, așa scrie Wikipedia. Am 11 ani, te-aș jucător. Am înțeles. Păi facem o corectură, dacă domnul Maru. Dacă mai pun și pe cei 2 ani de la juniori, am 13. Am înțeles, facem corectură, da. Da. Da, deci, fără niciun fel de dubiu, la ora actuală, Rapidul reprezintă o forță în fotbalul românesc și sunt convins că în urma discuțiilor care le aveam la stadion, la academie, cu oamenii care conduc clubul, anul viitor va fi și o mai mare forță. Mulțumim tare mult, domnule Manu, pentru intervenție. Vă mai deranjăm cu un telefon când și când și să vedem ce rezultat avem în weekendul acesta. Mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc, emisiune plăcută în continuare. Mulțumim frumos și tragem concluziile vis-a-vis de această partidă după câteva momente de publicitate. Revenim. Am revenit alături de colegii mei, Dacian Varga și Ionuț Flori, aici în studio. Rapid, o concluzie despre Rapid și Farul Constanța. Rapid este favorită, asta este concluzia mea. Ținând cont că joacă acasă, ultimele meciuri a demonstrat că merită să fie pe locul 2 și să se bată la campionat. De partea cealaltă să vedem tinerețea celor de la Farul,
dacă o să reușească să scoată un rezultat bun împotriva celor de la Rapid. Rapid termină sezonul regulat alis cu cel mai bun atac, 55 de goluri marcate, dintre care 18 sunt pe contraatac. Asta arată exact ce forță explozivă are în momentul în care intră în posesia mingii și mai ales că 15 din aceste goluri au fost marcate sau au contribuit jucătorii aduși în iarnă. Kosovarii, Krasniki, Burmaz și ceilalți doi care au venit au contribuit cu 15 dintre reușite Rapid. Deci campania Rapidului în această iarnă este făcută extraordinar și mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost făcută în vară. Atunci Rapidul ar fi pornit cu șanse mult mai mari să câștige acest titlu. Bun, așteptăm să vedem ce se întâmplă în seara asta de la ora 20:30. Mâine seară vorbim despre o partidă la fel foarte interesantă și foarte bună. CFR Cluj, care întâlnește acasă CS Universitatea Craiova mâine de la ora 20. Automat, cum spuneam, diferențele fiind foarte mici în acest play-off și Craiova, care automat are ceva pretenții suplimentare față de sezoanele trecute. Și am văzut pe patronul celor de la CFR Cluj ce primă generoasă a pus pe masă pentru câștigarea titlului anul acesta. Deci motivații cred că vin din toate direcțiile. Acum să vedem jocul. Întrebarea mea ar fi către Dacian, o astfel de primă se oferă când știi că n-ai șanse să o dai? Pentru că... Nu neapărat. De ce? CFR ți se pare că nu au șanse? Nu. Cred că CFR în acest play-off mai mult o să încurce decât o să câștige la cum arată. Contează foarte mult acest meci. Contează dacă foarte mult, dar... Să... Mie, pe mine CFR nu mă convinge, Dacian. Nu, mie mi se pare că... Stai puțin, te-a convins în 5 ani cât a câștigat campionatul? Nu, dar atunci știam că asta știe să joace. Acum mi se pare că ceea ce vine adică din întâmplare. Un exact, mai, era Dan Petrescu, era o fază fixă, gol. Acum nu mai vin golurile sau rezultatele pe fondul unui joc. Au și plecat mulți jucători. Au plecat, e adevărat. Au plecat mulți jucători, sunt alți jucători noi acum. Dar dacă ar fi rămas pe același sistem, băi, câștigând din fază fixă, știam, asta e lucrat, asta se dorește, ăsta este rezultatul. Dar la CFR golurile vin oarecum așa pe final, vin forțate, vin... Când... S-a și schimbat antrenorul. Da. Nu e ușor. Da, da? Eu te întreb pe tine, în momentul în care aduci un antrenor nou, îl aduci ca să-ți câștige cu Botoșani, cu Hermannstadt, cu Iași, sau îl aduci să-ți câștige cu Granzi? Adică de ce îl faci aduci schimbarea? Și pentru Granzi și pentru ce ai spus tu mai înainte, Botoșani și alte echipe. Păi, Botoșani îi bătea și Mandorlini, nu era nevoie să schimbe antrenorul. Din păcate pentru noi au bătut. Da, eu în continuare cred că CFR n-are nicio șansă la titlu în momentul de față, pentru că... Chiar dacă reușesc mâine să câștige împotriva celor de la Craiova? Nu bate la Craiova în momentul de față. Are la Craiova sau la CFR? Acasă joacă, acasă contra celor... La Cluj? La Cluj, da. E, da, aici poate să suporte o discuție, pentru că, paradoxal, CFR este cea mai bună echipă pe teren propriu din trei campionatul. Din 45, două înfrângeri, parcă, nu? Din 45 de puncte, a câștigat 34. Are doar două înfrângeri. Exact. Una cu Rapid. Una nu, cu... doar cu Rapid, atât are. Mai are cu cineva înfrângeri? Cred că Hermannstadt. Nu i-a bătut. Păi n-a jucat acum la ei? Nu, are doar cu Rapid înfrângere. Deci 34 de puncte din 45 este totuși foarte bine. Dar în momentul în care părăsește terenul propriu, arată groaznic. Își pierde din agresivitate, își pierde din viteză. Nu că ar avea foarte mare viteză, că se bazează doar pe Otele în momentul de față, atunci când vrea să explodeze puțin. Da, aici sunt și eu de acord cu tine. CFR-ul în rest, viteză de joc. În mijlocul lui, acolo cu Taxidis, cu Muhar și cu Deac, este doar viteza 1, hai poate chiar 2, dar nu văd mai mare. Mutăm un pic discuția de la cei de la CFR Cluj. Îl avem prin telefon pe domnul Sorin Cârțu. Bună seara! Bună seara! Stăteam de vorbă în studio despre partida Universității Craiova care urmează cu CFR Cluj, o partidă care poate să mute un pic clasamentul, întrucât diferența de puncte este foarte mică și cu atât motivația cred că este mai mare pentru podiumul anul acesta pentru Craiova. Cum vedeți partida care urmează? Păi știi cum e, un meci între două echipe foarte bune, echipe care spun ceva în fotbalul românesc de ani de zile. Așa, dar de când, cel puțin de când s-a făcut acest campionat de tipul play-off și play-out, tot timpul au făcut parte din play-off și întâlnirile lor au fost spectaculoase și încărcate de dramatism, de importanță din asta punctelor a clasamentului, a campionatului, chiar vă aduceți aminte când am avut o finală cu ei pentru câștigarea campionatului 20, 19, 20 sau 20-21, nu mai țin minte.
e un eșec și nu prea vreau să mă încarc cu astea. Și... Deci dacă spectacolul este garantat să fie și victoria garantată pentru cel puțin una dintre echipe? M-aș bucura să câștigăm. Totuși trebuie să avem o prestație diferită de ceea ce am avut la ultima partidă. În general, acum când joci în play-off, trebuie să ai altfel de exprimare, pentru că întâlnești echipe apropiate valoric, poate chiar puțin mai bune decât tine, și atunci ca să-ți oprii victoria trebuie chiar să joci așa aproape de valoarea pe care au jucătorii tăi, valoare individuală. Dar știi, dar exact asta vreau să spun, că n-aș vrea să văd o Universitatea Craiova așa cum a avut-o în prima repriză cu FCU, ci mai degrabă o Universitate peste ceea ce am avut în repriza a doua, atunci când am întors rezultatul și am câștigat. Întâlnim formație bună a CFR-ului și în special pe teren propriu, o echipă cu care face presiune pe adversar, are un stil ceva aparte, așa, indiferent cam care e strategia cu care tu vrei să abordezi partida, până la urmă te aduc să joci tot cam cum vor ei. Și cam asta trebuie evitat. În rest, eu știu, individualitățile noastre, Mitriță, Bancu, Marcovici, Hurii, să-și facă, să aibă o zi de inspirație, Ivan, să aibă o zi de inspirație și să tranșeze meciul. Bună seara, domnul Cârțu, Ionuț Florea sunt. Doream să vă întreb, aveți vreo explicație pentru care Universitatea Craiova de câteva meciuri încoace joacă doar 45 de minute și o face foarte bine, fie că este prima, fie că este a doua repriză, niciodată nu reușește să lege 90 de minute de joc la cel mai înalt nivel? Mai nu știu ce să... Nu prea vreau eu să dau verdicte, dar astea sunt răspunsul la cei de acolo, de staful tehnic, de jucători care pot să explice. În momentul în care, eu știu, eu le-am spus că sunt superficial, atunci când au condus, să spun, au jucat bine prima repriză, au condus cu două goluri și au pierdut partida sau au făcut egal partida, au pierdut cele trei puncte. Și atunci îți dă dovadă de superficialitate. Când nu joci bine în prima repriză și joci bine în repriza a doua, întorci meciul așa cum a fost în câteva partide, în urmă știi cum e, tind să nu mai ții de acea etichetă care ai pus-o. Dar nu e, în orice caz, nu e bine așa ceva. Trebuie să fie un echilibru în tot ceea ce prestația care o ai și indiferent cum se desfășoară partida, tu trebuie să scoți în evidență calitatea ta și interesul care l-ai. Pentru că, de exemplu, partida asta și în general toate partidele așa din play-off, dacă vrei să rezolvi ceva cu obiectivele care l-ai tu, unul de acela de campionat sau de cupe europene, primele trei locuri, atunci trebuie să ai continuitate în ceea ce faci, clară, și o concentrare deosebită începând din minutul 1 până, eu știu, când vă arată arbitru, că ești 90, că sunt 100 și ceva de minute. Pentru că, exact ce am spus, sunt echipe apropiate valoric de tine sau peste tine și atunci nu orice inadvertență din asta în timpul unui șmec, în timpul unui joc, va fi pedepsită imediat. Sunt jucători de calitate și știu să exploateze momentul de slăbiciune care l-ai arătat într-un moment. Mă uitam puțin pe cifrele lui Alex Mitiță, care este motorul acestei echipe. Are 11 goluri marcate și 10 pase decisive, domnul Cățu, dar dintre acestea, un singur gol și o singură pasă decisivă cu echipele din play-off. Este presiunea mai mare pe umerii lui atunci când întâlnește Craiova cele mai bune formații din campionat și poate și adversarii reușesc să-l închidă mai bine, pentru că el este un jucător exploziv și te gândești că cu 21 de momente decisive, doar două sunt cu primele șase. El este jucătorul important al nostru și știu și echipele care vin și joacă cu Universitatea Craiova și unele, eu știu, au antidot pentru el, altele mai puțin. În orice caz, din păcate pentru noi ca echipă,
depinde foarte mult de starea de concurs a lui, lui Mitriță. Spun din păcate că pentru el, sigur, e ceva bine, așa că eu știu că este un jucător important și foarte important în, în această echipă. Dar ți-am spus, normal ar trebui să știm să ne exprimăm și în momentul în care el este blocat de, de adversar și să nu ne canalizăm jocul numai pe reușitele din ziua respectivă, reușite sau nu, ale lui Mitriță din ziua respectivă. Trebuie să avem tot timpul un plan B și care să poate fi pus în aplicare și să și dea rezultat. Și aș mai avea o întrebare, o curiozitate, dacă îmi permiteți. Mai există vreo șansă cât de mică să vă întoarceți aproape de echipă, domnul Cârțu? Asta nu depinde de mine. Eu nu sunt, deci în ceea ce privește Universitatea Craiova, nu sunt orgolios și n-am fost niciodată. Și în trecut și am vreo 3-4 descălecatori, știi cum? Și ca antrenor, jucător, bine, jucător am fost numai pentru, fotbalist am fost numai pentru Universitatea Craiova, dar apoi ca antrenor am fost și pe la alte echipe când a fost nevoie de mine, dacă s-a putut și nu eram în momentul respectiv angrenat în un proiect, sigur am răspuns afirmativ și fără nu știu ce și sub pretențiile care le aveam pentru alte echipe, pentru că e vorba de orașul meu natal, de Craiova, de oraș, de echipa mea de Sufeș care m-a format din toate punctele de vedere și ca om și ca fotbalist. Și nu mi-am pus în sus, din punctul ăsta de vedere, orgoliul meu cedează și nu... Așa și că în situația, o eventuală situație, nu sunt împotriva acelei decizii și dacă pot să ajut, sunt ok, atâta când mai pot. Am și eu 68 de ani și... Sunteți tânăr încă, domnul Cârț. Poate, da, cred. Așa zici. Încă 20 de ani mai dați lecții, nu e problemă. Hai de capul, cum ar fi să zic acolo la vârsta aia? Dar, într-adevăr, ceva, câțiva ani se mai poate să fac, un sacrificiu, un stres, să accept cât de cât un stres mai mare sau mai mic. Dar asta nu depinde de mine, știi cum e. A fost, la un moment dat, o politică. La vremea respectivă a fost politica lui domnului Rotaru și nu știu care este în continuare. Vedem. Îmi dau seama că țineți aproape de echipa dumneavoastră. Eu de suflet, da. Până una alta. Chiar dacă, vă rog. Dacă nu sunt acolo, sunt oricum aproape cu sufletul. Exact. Nu i-am părăsit, ci... Bun, ținem și noi aproape, da, de dumneavoastră pe parcursul acestui play-off și mulțumim tare mult pentru intervenție, domnule Cârțu. Seara frumoasă! La revedere, emisiune plăcută! Ceva. Mulțumim tare mult! Eu cred că are nevoie Craiova de Sorin Cârțu și faptul că i-a permis să plece a fost o greșeală. Cum de altfel, domnul Rotaru a mai făcut greșeli pe care Voalat sau nu le-a recunoscut la momentul potrivit. De ce mustăcești, prietenul meu Dacian? Are nevoie dacă este lăsat. Asta zic! Păi... Ai un om de calitatea lui Sorin Cârțu și faci transferuri de capul tău și aduci tot felul de jucători pe care dai și o sumă de bani. Degeaba aduci, da, oameni dacă tot tu tai și spânzuri acolo, da? Adică dacă tot l-ai pus președinte pe domnul Sorin Cârțu... Deleagă-i responsabilități. Asta am spus. Dacă e doar așa de fațadă că dă bine la publicul oltean... Deci, eu cred că ăsta a fost motivul pentru care a plecat, dacă mă întreb pe mine, nu? Da, corect. Nu mai știu cifrele tale când erai fotbalist, o să mă documentez mai bine. Spune-mi, ce se întâmplă pentru un fotbalist când întâlnește adversari mai slăbuți și are cifre, dar ele se modifică radical atunci când întâlnește echipele? Ce se întâmplă în interiorul tău? E teama ta? Nu e vorba, te învață adversarii? Te referi la Mitriță. Da, da, da. Adică din 21 de contribuții... Dai de niște adversari... Deci te citesc altfel adversari. Dar ai niște adversari mult mai buni. Chiar vroiam să... Aș fi vrut să-l întreb și eu pe domnul Cârțu ce părere despre... Mi-ai făcut vreun semn și nu te-am văzut? Despre Ivan. Pentru că le știe foarte bine dânsul pe Ivan. Îl cunosc și eu foarte bine. Ne aducem aminte că anul trecut a fost capitan. Și cel mai bun marcator. Și cel mai bun marcator. Ok. Mi se pare puțin așa că îi se face o nedreptate din punctul meu de vedere.
Ok, a venit Mitriță, un jucător foarte bun. Eu cred că Mitriță putea să intre să stea în centru, părerea mea. Au fost momente în care a jucat acolo. Păi da, dar dacă joci doar un meci după aceea trei... Care e problema de aceea? Dacă nu se schimbă cu nimic felul în care arată echipa cu Ivan în stânga, de ce să-l sacrifici și pe Mitriță să-l scoți din zona lui de confort? Dacă tu intri Ivan că... în stânga și rup Nori, dai două goluri, ok, poate ai un meci, numai... ai un meci mai slab, nu ai ieșit jocul. Are nevoie de mai multă continuitate. Asta am spus, da. Adică ok, l-ai băgat titular, nu știu, sau l-ai băgat 60 de minute, 3-4 meciuri la rând, după ce bagi 3-4 meciuri la rând, poți să tragi o concluzie. Dar așa dacă îl bagi un meci, da? Pentru că acum fie vorba între noi, trebuie să te ajute și echipa, da? Nu vorbim acum de Ivan ca și cum am vorbit de un Messi sau un Cristiano Ronaldo să-ți câștige un meci de unul singur. Dar ai nevoie. Asta, adică e păcat că un jucător care a fost la echipa națională, nu cred că a fost chemat la echipa națională că nu a dat randament la echipa de club. Asta, adică eu unul m-aș fi bazat mult mai mult pe Ivan și se vede și de fiecare dată când intră. Nu e acel Ivan pe care, repet, îl cunosc de când a venit la Craiova. Îl cunosc de... avea 17 ani, dacă nu mă înșel. A fost colegul meu de cameră, un copil tânăr. De asta spun, e un jucător bun, de perspectivă. E păcat că îl ții pe bancă și nu îl fructifici. Dar, na, până acum sperăm totuși să-l vedem mai mult la lucru, pentru că eu cred în continuare în Ivan și cred că echipa națională are nevoie de un jucător de genul ăsta, ca Ivan. Vrei să mă tot oprești? Gata, m-am oprit. Să te-am lăsat la următorul meci. Te-am lăsat să-ți termini pledoarie, ca nu e frumos să întrerup, să sari peste oameni, așa să zic, auzi, nu mă mai interesează ce ai tu de zis, eu trebuie să trec la următoarea partidă. Acum că ai terminat ce ai avut de zis, pot să trec la următoarea partidă și anume vorbim despre FCSB care întâlnește acasă Șep și Oseca. La fel și a calificat așa pe ultima sută în cele 5 partide de weekendul trecut. Și FCSB care cred că vrea să țină, să-i țină departe pe ceilalți. Dar cât, de subțire, Alice, este această diferență de la a intra cu 12 puncte și de a intra cu 4. Deci ce înseamnă un moment din acesta de preamărire, de o valoare mai mare decât crezi că o ai, vine o echipă, pentru că de unde plec cu ideea aceasta? Înaintea meciului cu Rapid, conducătorii FCSB-ului au spus că FCSB este mai bună la toate capitolele decât Rapid, Alice. Să dai o astfel de declarație în momentul în care tu în ultimele 8 întâlniri cu Rapid ai pierdut de 6 ori și să vii și să spui că suntem mai buni ca ei la toate capitolele, mie mi se pare că... Declarația așa, să ridici moralul jucătorilor, să le dai putere. Serios. Dar nu există și riscul să te faci de râs? De ce să te faci de râs? Că de Rapid 4. 3 puncte ai pierdut. Aia, și oricum se trece peste vis-a-vis de asta. Adică a fost discuția săptămânii și... Crede-mă, ulterior... tot 3 puncte sunt. Și dacă bătea Rapidul 2-1 în minutul 95? Tot înfrângere era, într-adevăr. Și tot 3 puncte. Totuși, când pierzi cu 4-0 împotriva unei echipe pe care tu o consideri inferioară ție din toate punctele de vedere... Păi deocamdată este inferioară, pentru că FCSB este pe primul loc. Da, e adevărat, dar în 2024 Rapidul este peste cu 2 puncte decât FCSB. Iar asta arată că... Iar mai luat Ionuț cu clasamentele astea. Au dat mai multe goluri în minutul 75. Este un trend. Au mai multe cornere. Este au mai un multe... trend. Sunt niște cifre care arată realitatea din teren. Ea arată. Pe primul loc FCSB la 4 puncte. Toată lumea e liberă să aibă o părere, dar când ai o părere trebuie să o și justifici. Dacă eu vin și spun că eu am fost mai bun ca tine când tu erai în fotbalist... În meciul ăsta Rapidul a fost peste FCSB. Dar este tot anul 2024 peste FCSB. Asta dar de ce nu spun? E tot campionatul? Pentru de că ce e doar 2024? Rapid a făcut în iarnă o mutare genială. A adus niște jucători care s-au dovedit a fi de 4 ori mai buni decât ce a adus FCSB. Ok, putem să ne contrazicem și să direcționăm discuția în aceeași parte imediat după ce vă plimb puțin până la Sfântul Gheorghe, pentru că l-avem la Sfântul Gheorghe. Este foarte frumos așa. Este, l-avem pe Otilo Hatnag prin telefon. Bună seara. Bună seara! Era aici o discuție tare aprinsă, a trebuit să o opresc un pic ca să stăm un pic de vorbă despre partida care urmează cu FCSB pentru echipa dumneavoastră și felicitări pentru calificarea în play-off. S-a stat cu siguranță cu sufletul la gură. Mulțumim frumos! Normal că a fost un meci cu sufletul la gură. Nervi mai sunt! Care aveam telefoanele în mână și ne uitam și la meciurile celelalte, așa că n-a fost ușor.
Vă salut. Nervii sunt întinși la maxim. Vă salut, domnul Hanaghi. Până la urmă, ați ieșit bine că ați ajuns în play-off și i-ați luat și banii domnului Deoseghi. Au luat băieții. Eu nu, din păcate, că noi conducătorii, noi dăm posibilitatea, adică dăm noi la jucători, nu luăm noi de la ei. Așa că suntem bucuroși că au putut să ia bani de la patron și să facem o figură frumoasă în play-off. Bun, cum... Te rog, Ionuț. Veniți la București într-o deplasare extrem de dificilă și mai ales pe terenul unei echipe care este o adevărată bestianera pentru Sepsi. Ce ar trebui să faceți diferit să plecați cu cel puțin un punct de la București și dacă este suficient în perspectiva obiectivului pe care l-aveți în acest play-off? Da, va fi un meci foarte greu. Din păcate n-am putut să luăm niciun punct în sezonul regulat contra FCSB, dar în timp am demonstrat că am și bătut FCSB, am și făcut egal la ei, așa că se poate întâmpla orice. Dar normal că ei pleacă cu prima șansă, sunt echipa de pe primul loc care trage la titlu. Noi avem un pic probleme de lot, dar cum a zis și patronul, nu mergem să ne predăm, mergem să jucăm fotbal, nu avem nimic de pierdut și sper să revenim cu punct sau punct. A fost așa o perioadă de suișuri și coborâșuri, să-i spunem, pentru echipa dumneavoastră? S-au setat ceva țeluri și obiective noi, acum cu începerea play-off-ului? Da, din păcate n-am fost o echipă stabilă care poate să joace meciuri bune în totalitate. Din păcate am avut meciuri bune, după aia 4 meciuri înfrângeri, înainte au fost 6 meciuri înfrângeri. Vă dați seama, din 10 meciuri care am pierdut, dacă strângeam 3-4 puncte în plus, acum eram pe locul 4. Așa că, dar ne bucurăm că pe final am prins play-off-ul, ne bucurăm că băieții ultimul meci au dat totul și am putut să ne calificăm în play-off. Da, normal că avem seluri noi, am avut play-off-ul, asta deja am ajuns. Suntem o egalitate la puncte cu Farul și la 3 puncte de Craiova, locul 4. De ce nu? Avem șanse, am demonstrat că dacă jucăm bine putem să batem pe oricine. Vrem să urcăm un loc, două, cât putem. Parcă este un făcut de fiecare dată când veniți la București. Ștefănescu rămâne la Sfântul Gheorghe. Iar este suspendat și el și Ștefan. Aveți ceva înlocuitor, o surpriză pentru cuplul Aralambu-Spintili? Păi, știți cum e, surpriză... Surpriza e surpriză, Ioan. Surpriza e surpriză, da, se vede... Nu să ne spuneți. Se vede la desfacere. Să nu ne spuneți surpriza, doar să ne confirmați că aveți. Da, din păcate așa s-a făcut că cam mereu Ștefănescu ia cartonaș când jucăm cu FCSB, dar sub nicio formă ne gândim că nu vrea să joace. Ar fi chiar o prostie de la el când joci în București, joci contra FCSB-ul, joci în fața, cred că vine și selecționerul, se uită la meci. Normal că dacă joci bine ai șansă să te duci cu naționala la Euro. Așa că nu cred că a avut și 100% că n-a avut în cap prostia asta să ia galben, să nu joace contra FCSB. Sigur îi pare și lui rău, chiar am vorbit cu el. No, oamenii știți cum e, care nu cunosc fotbalul mai vorbesc. Aia de aia, a luat galben să nu joace. Dacă nu joci contra FCSB, cu cine vrei să joci? Cu atât mai mult cât miza, așa cum ai spus și tu, e din ce în ce mai mare pentru ei, individual vorbind, că pot face o figură frumoasă, să meargă să joace într-un campionat european și de ce nu să plece undeva mai bine? Clar, asta e scopul lor, asta e și scopul nostru, să putem vinde un jucător. Chiar am fost foarte bucuroși și mândri că am putut să vinde pe Dumitrescu cu 1 milion de euro, de ce nu să depășim 1 milion de euro? Dar știți cum e greu. Și dacă mai permiteți o întrebare, domnul Hanaghi, poate puțin mai sensibilă. Ieșiți din cupă și dacă nu prindeți cupele europene, poate fi considerat un sezon ratat pentru Sepsi? Nu. Putem să zicem, am atins, cum am zis, scopul, să intrăm în play-off. Nu suntem noi chiar o echipă așa mare să câștigăm în fiecare an cupa sau să jucăm în Europa. Ar fi ceva de vis, de frumos, că e frumos să joci în Europa, asta e adevărul. Dar nu suntem chiar așa o echipă bună să jucăm în fiecare an. Pentru noi, sezonul ăsta a fost bunicel, am câștigat Supercupa la început, am jucat chiar foarte bine, era să intrăm în grupe, în conference și am prins play-off-ul. Așa că, de acum încolo, orice este bun. De acum încolo, succes și din partea noastră și ne mai auzim la telefon. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Seara frumoasă!
O seară bună, la revedere. La revedere. Deci ar trebui să vedem Alisu mai spectaculos, pentru că Sepsi nu are ce să piardă. Ei, știi ce remarcăm cumva automat în sânul echipei? Cu siguranță nu e aceeași atmosferă relaxată pe care o transmite atât tot Hotnoghi cât și domnul Dioseghi de fiecare dată când vorbește cu presa sau cu oamenii din jur, dar... Mai multă lejeritate, așa am putea spune la cei de la Sepsi. În discurs, cel puțin, că sigur... Cred că doar în discurs. Exact. Mă întreb pe mine. 1-0 Ucluj. Da? E clar. 11 metri. Botoșanu trebuie să-și ia uniforma pentru Liga a doua sezonul viitor. Tai că mai sunt. E greu, dar cean, dacă tu nu punctezi... Minutul 15, Nistor 1-0. Tocmai asta e. Când primești un gol atât de repede metri. Pentru o echipă care este în foame de puncte, te demoralizează total. Este început de joc. 15 da. Minute din... Mie hai, vedem părea, cum se mai părea rău. Ambalează moralul și pentru Botoșeneni. Am o simpatie așa pentru cei oropsiți în general, iar Botoșeanu anul acesta a avut mari probleme. Îți spuneam de cei... Așa, revenind de la... jucătorii aduși de Rapid anterioară. Și de diferența aceasta. Jucători pe care Rapid i-a adus în momentul de față, în pauza aceasta, au contribuit la 15 goluri. Cei adus de FCSB au contribuit la 4. Care crezi că este managementul mai sănătos? Cel de la Rapid sau cel de la FCSB? Dar știm cu toții managementul celor de la FCSB. De ce trebuie să spunem de ani de zile? Știm cu toții care e managementul. Cine, pe cine vrea domnul Gigi Becali, bă, îl cumpără. Da, dar nu ar fi asta o problemă. Problema ar fi dacă ar aduce jucători pe posturile unde echipa are nevoie. Nu auzi că pe cine își dorește pe acel jucător, îl cumpără. Ce simplă treabă din punctul meu de vedere. Tot ții pe a ta cu corectitudine. Da, diferența aceasta de 0-4 este diferența dintre o echipă cârpită, cum este FCSB-ul, unde jucătorii sunt puși pe poziții unde nu dau randament, și o echipă care își folosește jucătorii exact acolo unde dau cel mai bun randament. Și așa se face diferența în fotbal. În momentul în care tu joci cu mijlocaș central pe post de fundaș central, în momentul în care joci cu mijlocaș de 1-70 ca vârf împins, în momentul în care joci cu un jucător care dă randament în stânga, tu îl muți în dreapta și face atâtea improvizații... Tot nu pe poți... primul loc ești. Da, dar nu știu cât va mai dura. Sunt 4 puncte. Sunt 4 puncte, dar hai să ți-am mai zis eu și iar o să mă contrazic. Scoate-l pe Coman din ecuația aceasta și de vezi. De ce să-l scot? Nu face parte din echipă? Pentru că o echipă n-ar trebui să stea într-un singur jucător, cum se nu întâmplă stă, la FCSB. Pentru că și Coman a mai fost suspendat și Olara a mai fost suspendat. Da, dar nu s-a întâmplat să fie amândoi. Din punctul meu de vedere, FCSB-ul, până în momentul de față, este cea mai bună echipă din Liga 1. A demonstrat pentru că este pe primul loc la 4 puncte. Stai puțin, noi vorbim acum de 4 puncte înjumătățite, da? Da. Păi, dacă nu înjumătățeai punctele și se încheia acum campionatul, puteai să spui că FCSB nu a meritat câștigarea campionatului? Păi, e pe primul loc, Ionuț. Tu îmi spui acum că golurile din minutul 75, că au venit kosovarii, că până în moment de față FCSB este pe primul loc. E adevărat. Să vedem dacă și poate să vedem se mențină. Acum, între ghilimele, începe alt campionat. Mai ai 10 se pare că anul acesta a suferit teribil. FCSB n-are un meci anul acesta în care să fi spus, da, domne, a jucat extraordinar. 2024, mă raportez doar la anul acesta. Gândește ce a suferit cu Voluntari, cu Petrolul, cu Sepsi, cu Rapid Spulberată, la Cluj n-a contat, cu U. Deci sunt niște meciuri în care te-ai fi așteptat să aibă o altă față. Are 11 victorii la limită, la un singur gol. Eu dacă aș pune în balanță așa FCSB-ul cu Rapid, aș pune loturile. FCSB nu are lot, are echipă, exact. Nu are aici lot. Ce se face diferența? Banca. Rapidul are lot. Corect, da? Ai dreptate. Deci, da. Vis-a-vis de acest meci, eu cred că Sepsi o să dea o replică. Cum, foarte bună. Și celor de la FCSB? Da. Mi-aș plăcut să aibă întreg lotul. Așa, iarăși, are 2 jucători importanți. Lipsă și la o echipă cum este Sepsi se poate vedea acest lucru. Se poate vedea, dar eu cred că... Să știi că Sepsi... Dacă punem... Cred că Sepsi are un lot mai echilibrat ca FCSB-ul. Da. Adică de pe bancă poate să ții între 2-3 jucători mult mai bun decât cei care este sunt la FCSB. Este o echipă arțăgoasă. Știi că Sepsi este singura echipă din play-off pe care Rapid n-a putut să o bată? A remizat de 2 ori 0-0. Deci este o echipă care atunci când vrea să joace este foarte greu de învins. Este ca un arici. Se strânge, te atacă, se agață de tine, nu te lasă să-ți faci jocul. Și acum gândește-te că obiectivul... cum a spus și domnul Hanaghi, obiectivul nostru a fost realizat. Nu mai este chiar așa mare presiune pe Sepsi. Ai impresiunea, da? În partea cealaltă. Presiunea este pe FCSB. Da, da, da. Da? Și știm ce se întâmplă când avantajul e asupra celor care... La fel, au și la, mai... la fel și la Rapid cu Farul. Corect. Presiunea este mai mare. Gândește-te dacă FCSB nu bate și bate Rapidul, ce se întâmplă?
Ce campionat avem? Ce 9 etape avem? De foc. De foc. Ți-am spus, mie mi-ar plăcea să bată locul 5, locul 6 și Craiova. Ca da, să fie da, super. Ca să fie și mai... Așa? Eu cred că o să vedem, cum am spus, cred că și în play-off, dar și în play-out o să avem multe rezultate de egalitate. Vedem dacă așa va fi după weekendul acesta, pentru că o să avem și o mică pauză. Mulțumim, dragilor. Astea au fost cele 45 de minute pe ziua de astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare tot de la ora 5. Rămâneți în continuare cu Metropola TV.